veacuri au fost rânduite de făcător pentru fiecare om. Veacul cel de acum, scurt pregătitor, și veacul care va să fie, veșnic duhovnicesc, fericit sau chinuitor. Nu dormita, nici nu dormi omule în acest veac, ci pregătește-te neîncetat, prin rugăciune, pocăință și fapte bune, de cel ce va să fie. Să crezi cu neclintire în Dumnezeu Făcătorul, Părintele și Dreptul Judecător, și în biserica Lui sidită pe pământ, spre pregătirea noastră, spre învățarea, curățirea, tămăduirea, sfințirea și întărirea noastră. Dă mulțumită lui Dumnezeu pentru toate cele gătite ție, folosește-te de toate darurile dumnezeiești spre binele și spre fericirea ta. Amin.